Ministrul Justiției Tudorel Toader vrea să devină notar pe când va pleca din fruntea Ministerului. Toader a cerut să fie acceptat în Uniunea Notarilor Publici din România, iar apoi să fie suspendat din funcție cât timp mai este ministru. Dacă până recent un fost judecător al Curții Constituționale putea fi numit în corpul notarilor sau în barou exclusiv în baza unui examen, noua lege privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale vine cu noi beneficii pentru Ministrul Justiției. În calitate de fost judecător al CCR, după încetarea mandatului, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost numit, judecătorul Curții Constituționale poate opta pentru intrarea în avocatură sau notariat fără examen. Cererea făcută de profesorul Tudorel Toader și adresată președintelui Uniunii Notarilor va ajunge într-un final pe masa ministrului Tudorel Toader, pentru că potrivit legii numirea în funcția de notar este semnată prin ordin de către ministrul Justiției. Față de cele de mai sus, vă adresez respectuos rugămintea să întreprindeți demersurile necesare către Ministerul Justiției în vederea formulării propunerii de numire a subsemnatului în funcția de notar public. Se arată în documentul transmis de către Tudorel Toader către Uniunea Notarilor Publici. În perioada următoare, Tudorel Toader va trebui să decide dacă cererea de numire în biroul notarilor publici o va semna chiar el sau va delega un secretar de stat în numele său.